a numit niciodată un premier urmărit penal sau condamnat penal. Asta vă exclude și pe dumneavoastră și pe alți colegi din PSD pentru o eventuală desemnare din partea lui domnul Iohannis. Cum vedeți? Îi doresc foarte mult succes în, în a proceda la desconsiderarea Constituției. Eu n-am spus niciodată că vreau să fiu prim-ministru. Nici n-am spus cu cine să vrem noi să mergem la Cotroceni ca și propunere de prim-ministru. Dar domnul Iohannis confirmă acum ceea ce eu am spus mai de mult, că face ce îi spune doamna co-președintă sau acum, nu știu, știți că e președinte la, la PNL. Adică nu vrea să iasă din cuvânt. Să poți să, să ieși înainte alegerilor, să spui pe cine ai prefera, respectiv pe cel, să spui pe cine nu ai pune, asta încalcă grav Constituția. Asta este... o suspendare în contextul? Nu, eu cred că în felul ăsta se va suspenda din ce în ce mai mult relația dintre dumnealui și românii la care face mereu apel. Ce va face partidul dumneavoastră în condițiile în care mulți lideri vă susțin pe dumneavoastră sau cel puțin așa spun că vă susțin pe dumneavoastră? Partidul nostru va merge în alegeri. Și partidul nostru va discuta cu românii. Românii vor vorbi în 11 decembrie. Până atunci e bine ca cei care prestează, așa cum a prestat și președintele, să tacă. Când vor vorbi românii cu 11 decembrie, după aia cei care sunt aleși de români se vor întâlni și vor hotărâ împreună. Dar numai după ce hotărâți românii pe cine vor ei să le conducă destinul și România. Spuneți-mă de față posibilitatea ca în cazul în care PSD și adevărata majoritate, dumneavoastră să fiți. Nu exclud orice discuție despre subiectul ăsta, mi-am asumat, am spus-o, am decis-o și în partid nu discutăm despre persoane. Procedural, să reveniți la Parlament. Parlamentul are o armă constituțională. Mulțimea de ce veți apela la această armă constituțională? Dacă președintele va ignora voința majorității de la Parlament? Moțiunea de cenzură împotriva cui? Când? Nu. Să nu fie o confuzie. Eu înțeleg că domnul președinte vrea în continuare acest guvern de tehnocrați, care, am citit și eu astăzi pe un site, pregătește iar niște vânzări ale unor societăți comerciale de stat, societăți naționale. Eu avertizez să fie mai ponderați, îi rog să fie mai ponderați, că nu au